Regia! Aniversăm anul acesta 80 de ani de la înființarea Protecției Civile din România, 80 de ani în care acest serviciu s-a aflat permanent acolo unde semenii noștri au fost în suferință, amenințați de numărul tot mai mare al dezastrelor naturale și catastrofelor. Ritmul alert al dezvoltării societății a favorizat conferirea mai multor atribuții acestei structuri decât în urmă cu 8 decenii. În fiecare an, scriem în cartea istoriei noi și noi pagini. În fiecare an și cu fiecare misiune dusă la îndeplinire, ne perfecționăm modul de acțiune pentru a asigura servicii profesioniste și eficiente și a fi la nevoie un furnizor de asistență umanitară la cele mai înalte standarde. Este o mare plăcere să particip la această manifestare și este o mare bucurie să constatăm că parcul auto, ceea ce știți noastră mai bine decât mine, care lucrați zi de zi cu el, poate fi cânuit. Din păcate, ne uităm și la celelalte mașini, care mare parte din ele sunt așa cum sunt, dar e clar că timpul va permite ca dotarea pe care veți beneficia să fie pusă la foc. Permiteți-mi ca cu această zi să vă urez sănătate, fericire și să vă desfășurați activitatea în condiții cât mai optime. Și în ultimul rând, să vă mulțumesc pentru activitatea depusă. Mai așa, uitați aici. Vedeți-vă și acealaltă. Hai, ia, veniți. După ce s-a acordat primul ajutor rănitului, după ce scoate rănitul din autovehicul, s-a acordat primul ajutor, după care va fi transportat la spitalul din Hoșoară.